Bună seara, mulțumim pentru invitație, mă bucur că ați răspuns invitației noastre. Am avut o întâlnire cu reprezentanții sectorului agricol, sectorului piscicol și ai celor din industria alimentară, extrem de importantă considerăm noi pentru perioada următoare, pentru că așa cum se prefigurează situația actuală din România, pe lângă cele patru crize existente, sunt ingredientele perfecte pentru a apărea o nouă criză în România, și anume acea criză alimentară. De ce spunem asta? Pentru că vedem că sub guvernarea PNL-USR, coordonată din dealul Cotrocenilor de domnul Iohannis, prețurile au luat o razna, inflația atinge recorduri deosebite, nemai întâlnite în ultimii 30 de ani, iar puterea de cumpărare a românilor este din ce în ce mai mică. În tot valul ăsta al furtunilor perfecte, care din păcate sunt îndreptate împotriva românilor, o criză alimentară de proporții ne-ar aduce în pragul disperării, iar criza socială ar exploda. Cum nu se întrevăd de altfel soluții din partea celor care până acum au fost la guvernare și ne-au adus aici, și pentru cei care ar trebui să guverneze în continuare ca să poată scoate România din această situație, noi, parlamentarii Partidului Social Democrat, specialiștii pe care îi avem la nivelul departamentelor și Departamentului de Agricultură din Partidul Social Democrat, venim cu propuneri concrete de îmbunătățirea cadrului legislativ și de a veni cu astfel de propuneri în sprijinul celor din sectorul agricol, din sectorul piscicol și industriei alimentare. În urma dezbaterilor pe care le-am inițiat acum 2 luni de zile, conducerea partidului a inițiat aceste dezbateri cu reprezentanții fermierilor și ai celor din industria alimentară, am convenit să depunem o inițiativă legislativă, un proiect de lege, care să garanteze salariu minim brut în plată pentru sectorul agricol, sectorul piscicol și industria alimentare la nivelul de 3.000 de lei, concomitent cu acordarea facilităților fiscale, așa cum este cazul celor din construcții. Adică zero impozit pe salariu, reducerea impozitului din CAS și eliminarea impozitului pe CASS. De ce facem acest lucru și considerăm că este extrem de important să se dezbată în procedură de urgență în Parlament? Pentru că nivelul salariilor din industria alimentară, din agricultură, din sectorul piscicol este singura soluție viabilă pe termen scurt pentru a păstra în țară forța de muncă pe care o mai avem încă la nivel calificat. Odată cu plecarea și migrarea acestei forțe de muncă în exteriorul României, am avea probleme uriașe de a asigura hrana populației, iar celelalte ingrediente care pot conduce la o criză alimentară, și mă refer aici la creșterea prețurilor la gaze, creșterea prețului la energie, creșterea ambalajelor, creșterea materiilor prime, la care s-ar adăuga și o potențială migrare masivă a forței de muncă specializate, ar duce România într-o prăpastie din care n-am mai putea să ieșim. Pentru că acel popor care nu reușește să-și asigure hrana populației, hrana cetățenilor, este unul condamnat la pieire. Lucrul ăsta nu trebuie să se întâmple. Noi am venit cu aceste măsuri concrete, vom continua pe baza dialogului constructiv pe care îl avem cu reprezentanții fermierilor și asociațiilor de profil din industria alimentară, astfel încât cel puțin din posibilitățile pe care Partidul Social Democrat le are astăzi în Parlament să intervenim în mod direct. Și nu sunt singurele modalități de intervenție, nu ne vom opri aici, pentru că în ultimii 2 ani, din păcate, România în domeniul agricol și al susținerii industriei alimentare nu a existat. Guvernul României nu a alocat nicio resursă, banii pentru irigație au fost tăiați, în PNRR nu se regăsește nimic, nu mai vorbim de faptul că el nu există, dar pentru agricultură sumele sunt ridicole și nu ne putem baza că vom putea atrage acești bani. Planul național strategic care trebuia depus până la 31 decembrie nu este realizat nici la formă de preconcept. S-au făcut doar 2 analize, iar România trebuie să vină cu acest plan, astfel încât banii alocați, fondurile europene alocate României în perioada 2021-2027 să fie atrași în țară și duși
în sectorul agricol, acolo unde este foarte mare nevoie de ei. Dacă aceste lucruri și aceste măsuri nu vor fi luate imediat, nu mai punem faptul că avem o situație complicată, extrem de complicată în sectorul de creștere a porcilor, în zootehnie, unde mari producători de carne de porc din România sunt aproape în pragul falimentului, iar celelalte sectoare zootehnice vor face implozie. Noi trebuie să intervenim. Toate aceste preocupări ale noastre sunt pentru a interveni în mod direct prin proiecte de legi în Parlamentul României, astfel încât să limităm efectele acestui dezastru. L-am alături pe mine și pe domnul Dorin Cojocaru, este reprezentantul industriei alimentare din România, reprezentantul patronatului sectorului de lactate și cred că poate să ne împărtășească o situație clară dintr-un sector în care numai creșterile de peste 250% la energie, peste 200% la gaze, 30% la materii prime vor conduce automat la scumpiri în lanț ale alimentelor și ale produselor lactate, pe care, din păcate, tot românii vor trebui să le suporte, plătind astfel incapacitatea unui guvern PNL-USR-UDMR de a veni cu politici publice performante în România pentru cetățenii României. Dorin, te rog. Mulțumesc și, în primul rând, că trebuie să precizez că astăzi sunt în calitate de membru al Consiliului Director al Federației de Industrie Alimentară Romalimenta. Sunt aici împreună cu încă doi colegi, cu președinte și vicepreședinte, și sunt acum la grupul de lucru. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru deschidere. Ce trebuie să precizez în mod special, atât pentru politicieni cât și pentru consumatori. Ne aflăm sub o presiune foarte mare a creșterilor de costuri, ceea ce se va rostogoli ca o avalanșă către consumatorul final, deci prețuri din ce în ce mai mari la raft, ceea ce pe de o parte va afecta puterea de cumpărare a consumatorului, presiunea pe calitate, dar și, să spun așa, o mare provocare pentru agentul economic din România, pentru cei care produc și procesează produse alimentare în România. Dacă această ZA se va distruge, mă refer aici la producătorul român, nu va mai putea plăti salarii, nu va mai putea plăti CASE, taxe și impozite și atunci și bugetul de stat va avea foarte mult de suferit. Deci vom intra într-un cer vicios. De aceea apreciem foarte mult inițiativa Partidului Social Democrat, că această inițiativă legislativă ne va sprijini pe noi, să zicem, cu 14% o reducere de costuri pe forța de muncă din cei 40% care este la ora actuală, și cred că pe viitor și până la finalul activității grupului de lucru vom reuși cu un pachet legislativ care să sprijine producătorul român, nu numai pe reducerea de costuri, dar cât și pe competiția care o avem cu produsele venite din Uniunea Europeană. Avem, la ora actuală, costurile sunt foarte mari pe ambalaj, pe protecția mediului, și vreau să vă arăt că aceste păpaie sunt de 8 ori mai scumpe în această lună față de cele 3 luni. Sunt din hârtie. Noi încercăm să ținem pasul cu noile reglementări europene, cu Green Deal, cu tot felul de sarcini care vin de la Uniunea Europeană, dar trebuie să ținem și competitivitatea cu produsele românești la raft. De aceea, numai împreună cred că vom reuși să găsim acele soluții, pe de o parte de a reduce costurile, dar și de a crește puterea de cumpărare a consumatorului. Ce aș mai vrea să punctez, și îți mulțumesc, Dorin, că ai adus în discuție, faptul că Partidul Social Democrat a avut întotdeauna această deschidere către reprezentanții fermierilor, către reprezentanții din industria alimentară. Chiar ne spunea un grup de lucru, cei prezenți, că de 2 ani de zile n-au avut discuții cu cei care au avut în mână factorul de decizie. Și lucrul ăsta ne costă și ne va costa în continuare. De aceea noi avem această deschidere în continuare și încercăm să sprijinim sectorul, pentru că este o problemă extraordinar de mare cu asigurarea resursei alimentare în perioada următoare.
Proiectul de lege este finalizat, nu l-am depus pentru că trebuia să avem o nouă validare împreună cu reprezentanții din sector. Mâine dimineață la Parlament va intra în circuitul parlamentar, îl voi depune personal în calitate de președinte al Comisiei pentru Agricultură. Peste 300.000 de angajați la o primă evaluare vor beneficia de aceste măsuri și e foarte important să știm că dacă astăzi un angajat din sectorul construcțiilor încasează net bani în mână, aproximativ 2.400 de lei, un angajat din agricultură care ar fi plătit la același salariu ar avea undeva la 1.700 de lei. Deci diferență uriașă de aproape 600 de lei între un angajat care ar fi plătit la salariu brut din conform codului fiscal actual față de unul din construcții. După ce această lege va intra în vigoare, evident, un angajat din sectorul industriei agroalimentare va ajunge la un nivel salarial de aproximativ 2.400 de lei bani net. Cu certitudine. Avem domeniul construcțiilor pe care știți foarte bine, la ordonanța 114 toată lumea critica. După 2 ani de zile am văzut cu toții că a produs efecte mai mult decât benefice și mult mai bine conturate față de ceea ce prognozase la început. Să știți că această inițiativă legislativă vine din rândul românilor, din rândul fermierilor, din rândul reprezentanților industriei alimentare. Nu ne-am trezit peste noapte cu această propunere, ci din dialogul acesta constructiv cu reprezentanții din sectoarele vizate, am construit acest pachet legislativ, care nu se va opri aici. Discutăm și de alte pachete care să vină să-i pună la adăpost de tot ceea ce înseamnă Pactul Verde European, ale cărui costuri începem deja să le plătim fiecare dintre noi, a politicii Farm to Fork, de la furcă la forculiță în agricultură și a competiției permanente dintre produsele românești și produsele de import. De aceea noi, Partidul Social Democrat, am și lansat acele campanii de încurajare a populației să consume cât mai multe produse românești. Impactul bugetar este unul minim comparativ cu beneficiile, pentru că dacă mâine 300.000 sau 150.000 de angajați din sectorul industriei agroalimentare ar dispărea sau ar migra către vest, am fi în imposibilitatea de a le pune românilor hrană sănătoasă și produsă în România pe masă. Cine poate să evalueze în costuri o asemenea situație? O criză alimentară nu poate fi evaluată în bani. Trebuie să ieșim din această logică în care ne-a adus Câțu, care prin împrumuturi lunare, da, de 1.500 de euro pe secundă pentru fiecare român, nu s-au regăsit în politici publice performante. Noi facem politici publice așa cum a făcut de fiecare dată Partidul Social Democrat când a fost la guvernare. Pentru oameni și pentru a le crește nivelul de trai și a le asigura stabilitatea zilei de mâine. Undeva la 90 de milioane de lei. Momentan considerăm că acest plafon este unul care poate fi susținut de stat și beneficiile pe care le-ar aduce ar fi pe termen scurt și mediu unele propice. Dacă vom vedea că în viitor resursele financiare, pentru că astăzi Partidul Social Democrat nu este la guvernare, nu am văzut nicio explicație publică a premierului Câțu ce a făcut cu banii împrumutați. Miliardele, zecile de miliarde de euro împrumutați nu s-au regăsit în realitate. În momentul în care ne vom afla la guvernare, atunci cu siguranță politicile noastre publice vor fi îndreptate către cetățean, către fiecare român și amintiți-vă perioada în care românii erau fericiți și mergeau pe stradă mult mai fericiți decât astăzi. Astăzi nu mai ies din casă pentru că nu știu dacă vor mai reuși să-și plătească factura la energie sau factura la gaze. Ce să mai vorbim de produse de calitate și hrană de calitate pentru ei. Dacă îmi permiteți, te rog, Dorin. Obiectivul nu pot să-i spun secundar, dar România are o economie bazată pe consum.
Dacă noi creștem puterea de cumpărare a populației și prin aceste facilități fiscale pe care le vor primi angajații, întreținem consumul, iar statul va mai câștiga încă o dată din TVA și din anumite taxe și impozite. Deci acel impact de 90 de milioane sau cât este, va fi mult mai mic. Deci obiectivul nostru este, pe de o parte, ținem consumul, ținem agenții economici în viață și poate reușim să reechilibrăm balanța comercială. Da, bineînțeles. Numai în industria laptului e un necesar de peste 5.000 de angajați, se raportează la 10.280 câți angajați sunt în industria laptului, dar în industria alimentară suntem undeva la 154.000 și cred că mai avem nevoie de încă 50-60.000 de oameni. Dar noi nu putem lucra numai cu necalificați, avem nevoie și de calificați. Dacă am avea bani de investiții, am reușit să ne schimbăm tehnologia, să investim în mașini și utilaje și atunci am putea compensa un pic. Și încă o problemă este necesitatea de a digitaliza tehnologia din România. Suntem în urmă cu foarte mulți ani. De aceea, după 2 ani de pandemie, că încă nu s-a terminat, noi trebuie să ne gândim ce facem post-pandemie, cum reușim să asigurăm suficiența de hrană a cetățeanului din România. Deci sunt foarte multe probleme, noi aici am venit să ne spunem și problemele, dar să găsim împreună soluții prin instrumentele legislative pe care le are Partidul Social Democrat acum. Pentru că în discuția cu guvernul, în ultimii 6 luni, în ultimii 2 ani chiar, dar în ultimele 6 luni nu am avut nici cu cine sta de vorbă. Dar să găsim un dialog. Deci noi, ca și reprezentanții mediului de afaceri, vom merge întotdeauna acolo unde suntem invitați și unde ni se deschide ușa. Mulțumesc. Unde vi s-a dovedit că pot fi identificate soluții și puse în aplicare. Asta am făcut. Un pic dincolo de tema conferinței, v-aș mai întreba ceva. Care credeți că, presupun că aveți niște estimări, care credeți că va fi impactul costurilor din energie de această dată, în această perioadă de iarnă, asupra costului produselor pe care le aveți în magazine? Vă mulțumesc pentru întrebare. Cred că în ultimele 3 săptămâni mai despre asta am discutat, dar o fac foarte clar. Deci, au fost agenți economici care au primit facturi între 55%, 150%, 200% factură mărită pe luna septembrie-octombrie, pe care eu o estimez că va mai crește încă pe atât până în decembrie. Costurile la ambalaj s-au dus peste 44%. Gândiți-vă combustibilul, atât colectarea materiei prime din teren de la fermier, cât și transportul de la fabrică la platformele logistice la hipermarket. Deci avem cursul euro, inflația a depășit 6,3%. Total costuri sunt peste 44-45%, iar noi acum în luna septembrie și octombrie încă nu s-au finalizat negocierile cu hipermarketurile. Pentru că ceea ce dumneavoastră urmăriți ca preț la raft nu este politica noastră a fermierului producătorului român, ci este politica comerciantului. Noi nu ni s-au mai mărit aceste prețuri din luna martie 2021. Deci când urmăriți monitorul prețurilor la raft, și acele creșteri de 12% în luna iulie nu ne aparține nouă, noi am mers pe pierdere. Deci de aceea cerem atât guvernului cât și parlamentului să susțină mediul de afaceri până măcar în luna decembrie-ianuarie 2022, pentru că altfel, în loc să plătim salarii la niște angajați, statul va plăti ajutor social. Deci trebuie să ne trezim odată și să găsim soluții împreună. Aceste scumpiri pe care le resimțiți în procesul de producție, nu îl reflectați și în prețul de vânzare către hipermarketuri? Încercăm. Numai că hipermarketul mai are o soluție. Poate să ia din Polonia, din Ungaria, din Germania și spune, puterea de cumpărare e scăzută. Eu nu pot să-ți accept această mărire de preț, prefer să iau din altă parte unde produsul este mai ieftin. Și atunci eu, ca producător român, ce pot să fac? Să umblu la calitate? Să încalc legea? Ce pot eu să fac ca să fiu competitiv atunci când de pe o lună partea mi se mărește factura la energie electrică cu 150%? Și ce ajungeți să faceți? Să puneți lacătul pe ușă? În ultima soluție. Deci asta va fi ultima soluție. Închidem tot, lumea în șomaj, ajutor social, să plătească guvernul ajutor social din eu știu, credite la bănci. Cu cât ar trebui să creșteți prețul ca să acoperiți aceste pierderi? Deci variază între 10, 15, 25%, depinde de profilul fiecărui producător sau al tipului de produs. Dar nu pot să vă dau acum care a fost limita maximă acceptată, nesemnificativă. Deci se pune mereu pe,
cum să spun eu, pe perete, puterea de cumpărare. Atunci guvernul să facă ceva, să crească puterea de cumpărare. Dacă mulțumim. Permiteți, aș vrea să-l completez puțin pe domnul Cojocaru. Pentru că în urma unor astfel de discuții cu reprezentanții sectoarelor a apărut și acea lege depusă de Partidul Social Democrat în Parlamentul României de plafonare a prețului la gaze și la energie, dar și acel proiect de lege pentru sprijinirea IMM-urilor și a unităților de producție. Evident că și astăzi a fost un spectacol grotesc în Parlamentul României, la Senat, în Comisia Economică, unde a fost dezbătut proiectul de lege, și ne arătau fostul arc de guvernare PNL-USR că sunt în continuare o forță care se îndreaptă doar împotriva românilor. Pentru că ei nu înțeleg producătorii, nu înțeleg pe cei care produc în România, se uită doar la conturile Ministerului de Finanțe și conturile lor personale. Problemele acestea trebuie odată scoase la iveală și Partidul Social Democrat a avut întotdeauna soluțiile atât legislative cât și politice de a interveni în mod cert. Pentru că ce trebuie să înțelegem cu toții? Ne așteaptă încă o criză, a cincea criză, criza alimentară. Nu o spunem noi, o spun specialiștii, o spun cei care produc în România. Dacă pentru producătorul român o creștere la gaz de 250% se va raporta în prețul produsului finit la 20 sau 25%, cum spunea domnul Cojocaru, și nu îl va putea negocia sau încasa de la comerciant, atunci cu siguranță calea de ieșire va fi suspendarea activității, trimiterea oamenilor în șomaj și tot se vor duce tot în coșul de suport al statului. Ce preferă această viziune liberală și de dreapta a României? Să țină oamenii în șomaj acasă sau să-i țină la muncă, dar asigurându-le un nivel de salarizare pertinent, eficient și care să le permită să rămână în continuare bonitabil pe piață. Vreau să vă completez un lucru foarte important, tot din punct de vedere economic. Dacă industria alimentară din România intră în colaps, unde vor vinde fermierii materiile prime? Pentru că noi suntem beneficiarul direct al materiilor prime rezultate din agricultură și zootehnie. Deci, eu de-aia spun că este o catastrofă la ora actuală și am prevăzut-o încă de anul trecut. Dar văd că politicul nu are ochi, nu are urechi. Nu tot politicul. Nu tot politicul. Într-adevăr, la Comisia de Agricultură mereu am găsit deschidere și pe directiva 633 în relația cu hipermarketurile. Deci eu consider că primul lucru acum este să ținem economia în picioare și să creștem puterea de cumpărare. Pentru că am găsit aici deschidere și o ușă deschisă, am venit aici. Celelalte partide nu ne-au invitat. Ca să vă fie mult mai clar ce se întâmplă astăzi, foarte scurt, trebuie să înțelegem că sectorul agricol și al industriei alimentare în România este pe trei nivele. Nivelul de bază, unde avem zona de producție vegetală, unde producem cereale și România performează, dar care va fi foarte afectat în perioada următoare, pentru că prețul la îngrășăminte, prețul la inputuri aproape s-a dublat, ceea ce va însemna că în anul 2022, în zona de cereale, deci producție primară, vom avea niște costuri la grâu, porumb, floarea soarelui și celelalte cereale care sunt folosite fie în alimentația publică umană, fie în zootehnie, niște costuri uriașe. Acelea, la rândul lor, se vor transfera mai departe la etajul superior, însemnând la procesare, la industria alimentară, la zootehnie prin furaje, la industria alimentară mai departe, și produsele care vor ajunge pe masa românilor vor fi unele foarte scumpe. De aceea e important să intervenim aici și nu în 2022, când va fi mult prea târziu. Vă mulțumesc frumos și să ne revedem cu bine la celelalte inițiative pe care vi le vom prezenta în perioada următoare.